www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Deschidem lucrările ședinței de astăzi, ședința ordinară aferente lunii iulie, anul curent, ședință care se poate desfășura în condițiile stabilite de legea 215 și a regulamentului propriu de organizare și funcționare, motivat de faptul că este statutară, deoarece din 19 mandate de consilier sunt prezenți 18, lipsește motivat domnul Toma Andrei, care este în concediu de odihnă. Înainte de a trece la discutarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, supun aprobării dumneavoastră, dacă nu sunt observații, procesele verbale din ședințele Consiliului Local din 21 iunie și 28 iunie 2013. Dacă aveți observații, dacă nu, supun la cine este pentru. Contra, abțineri. Mulțumesc, Cătălin, domnul președinte. Care a fost proiect de hotărâre privind modificarea și completarea cartelei numărul 52 din 11.04.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții în reabilitare străzi în municipiul Plașcani, județul Iași, strada Dragoș Bora. Inițiatorul proiectului primarul municipiului Plașcani. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCV numărul 53 din 11.04.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții în reabilitare străzii municipiului Plașcani, județul Iași, Iași, strada Ștefan cel Mare. Inițiatorul proiectului primarul municipiului Plașcani. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCV numărul 55 din 11.04.2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, reabilitare străzi în municipiul Plașcani, județul Iași, strada 4. Inițiatorul proiectului, primarul municipiului Plașcani. Supun la vot ordinea de zi. Cine este în pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Începe cu proiectul numărul 1. Raportul Comisiei Locale de Organizare a Manifestării Zilele Municipiului Plașcani, ediția 5-a, 5-7 iulie 2013. Domnul viceprimar, vă rog. Dar pot să vă prezint de scurt conținutul acestui raport. Ne ați aveți la citit, are o să repet. Vreau doar să spun că la organizarea Zilelor Municipiului Plașcani am contribuit atât Casa de Cultură, Biblioteca Municipală, Muzeul Municipal și Compartimentul de Cultură în activitățile care le-au conform programului aprobat și în comisie. Au avut un buget alocat pe legătura activităților, s-au încadrat în acest buget, chiar unii au făcut și economie la buget. Mai puțin la parte de spectacol de artistic, unde bugetul a fost depășit. Au fost încheiate 4 contracte cu Axial Music, ce pătrățele pe XRL, acel fond de grafitic și Centrul Cultural din Provina și cel armonica Mihail Zora din Bacău. Negocierile s-au purtat cu cei 4 reprezentanți ai contractelor. Valorile și prețurile comisia de la proștiințul la timpul potrivit, cei care au participat la ședințe, mai bine cei care au fost plecați pe proces sau la mai parte. Pe lângă aceste contracte au mai apărut și alte cheltuieli care nu au fost prevăzute în următoarea Consiliului Local din 2013. Și aici mă refer la protocolul organizat cu cele 3 zile de activități. Mă refer la dineul, la deschidere oficială, artiști, cele 3 zile de spectacol de stadion, cu gala sportului, masa cu sportivi, tot ce s-a organizat acolo, cazarea artiștii, și închirierea unui generator electric de 3.380 lei. Ca sume, ce pot să spun? Neastră știți, în buget a fost aprobat o sumă foarte mică, în primă fază, de 70.000 de lei.
luți în calcul că diferența poate fi acoperită din închirierea terenurilor pentru terase și alte activități comerciale și sponsorizări. Dar după cum vedeți, de la închirie n-am reușit să adunăm decât 60.105 lei. Au mai rămas teren neînchiriat pe partea de terase. Poate și datorită faptului că în aceeași perioadă a fost organizată în Tinul Orașului și la Târgu Neamț Gura Umorului Rădăuți, deci în toată Moldova, de lor. Iar legat din partea de sponsorizări, o să știți că n-au venit atâți de mulți sponsori. A fost contactat telefonic, mulți din ei nu au zis că o să mă contacteze, dar am rămas la faza de a mă contacta și în rest nimic. Ca sponsorizare, doar trebuie să menționez că au fost SC Romelata SRL, SC Caon, SC Proinvest SRL, Avastar și Agrocomplex. Să știți că aceștia sunt cei care au contribuit la sponsorizare cu valoare ridicându-se la 29.000 de lei. Concluzie finală, ce pot să trag legat de organizarea zilelor municipiului Pașcani. Eu zic că spectacolul a fost reușit, am oferit cetățenilor municipiului Pașcani 3 zile de spectacol, de sărbătoare. Eu mențin ideea că locația este foarte bună, prin dovadă că au și venit. Am putut până la refuzarea spectacolului special și acele terase și parcul de joacă și au fost organizate destul de bine. Nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Avem și în spate anexat aici raportul la toate cei care au participat, la toți cei care au participat la organizare și poliții locale, împreună cu jandarmeria. Doar faptul că s-a depășit valoarea aprobată prin Votare Consiliului Local, în loc de 233.837 s-a ajuns la o valoare de 277.244, este că nu s-au primit acele cheltuieli de protocol. Dar trebuie menționat aici că tot ce a semnat protocol legat de acordarea diplomelor și premiilor la Gala Sportului Pașcanean au fost acoperite în tăcime de către SC Agrocomplex și SC Avastar. Deci nu au fost totul bani din muncă. Dumneavoastră l-ați citit, l-ați studiat, cred că v-ați și gândit deja ce trebuie să vorbim, să vorbim dumneavoastră. Dacă nu v-a plăcut, nu a fost bine organizat, aveți tot dreptul să faceți multe mărce, dar eu consider că, ținând cont de întârzierea cu care s-a plecat în organizarea zilei orașului, și încheierea unor contracte o perioadă de o lună de zile înainte de organizarea zilelor, a dus ca acest buget să fie mai ridicat decât ne-am prevăzut noi în votarea Consiliului Local. Pentru anul următor, aceste organizări recomand să fie făcute cu câteva luni de zile înainte, să încheie contracte, ca aceste prețuri să fie mai scăzute și să ne limităm la o sumă din buget și aprobată în totalitate suma de organizare acestor zile, ca după aceea celelalte venituri de închiriere și sponsorizări să constituie venituri la bugetul local să fie bazat la. Deci să nu mai mizăm pe anumite valori legate de sponsorizări, pentru că aceste sponsorizări nu sunt. Toți suntem și oameni de afaceri, deținem firme, nu avem posibilitatea să sponsorizăm sau nu stăm atât de bine în activitate să venim tot felul de sponsorizări la activități organizate din orice așa. Da, am să îi pun câteva întrebări domnului viceprimar, având în vedere că mi se pare că raportul nu este, nu prezintă chiar toată realitatea. Și anume, dacă cheltuielile pentru Gala Sportului au fost incluse în cheltuielile pentru zilele orașului. Dacă cheltuielile aferente Galei Sportului au fost incluse în cei 276... Ați avut raportul, da? Prezentat aici. L-ați citit, da? Sunt incluși în acest buget. Și au fost suportate de cele două firme, aceste cheltuieli. De ce pur această întrebare? Nu știu. Trebuie să te făcut un calcul, că așa după cum este prezentat în raport, la punctul 8, care se încheie raportul, se face referire la SC Petrățel, SRL Index, și după aia apare o frază cu clubul cu Gala Sportului. 150.000. Nu știu, eu n-am făcut socoteala să văd dacă toate adunate, inclusiv cei 15.000 de lei, se încadrează în 276, dar cred că nu se încadrează.
Se ce pătrățel este legat, e un contract separat încheiat legat de focul de artificii, iar cealaltă, 15.000, nu face parte lui cumulat cu cei 10.416. Este o valoare separată de 15.000 de lei. Bun, dar este inclus, este inclus în 276? Așa, prindeți de asemenea, adică de ce fac această observație, fiindcă gala sportului Pășcăneaz nu a fost prins în programul zilelor orașului. Da, a fost, deci, să fie programată această zi pentru altă dată, pentru că era programul de deschidere foarte aglomerat. Deci atunci am zis să nu mai facem altă dată. Și deci, deci nu a fost aprobat și nu a fost impus în bugetul, în bugetul sărbărilor orașului. Fiindcă pe de o parte, la venituri sunt prinse cele două sponsorizări care s-au dus strict pe această acțiune. Exact. Da? Deci la venituri. Dar acțiunea nu a fost aprobată și nici cheltuielile aferente acestei acțiuni nu sunt prinse în bugetul, în bugetul. Asta este. Dar nu vor să Mirela. Mirela, te rog frumos. Ai participat la el. Da, nu a fost prinsă gala sportului în programul de activități aprobate către dumneavoastră. În ceea ce aveți noastră la bugetul de cheltuieli, am făcut referire la cele două contracte de sponsorizare, în măsura în care nu a fost prinsă și gala sportului a fost doar în acele două contracte de sponsorizare organizată. Și care nu face parte din bugetul care, care nu face parte din buget. Deci cheltuielile cu premierea sportivilor și ce a fost acolo organizat pentru gala sportului a fost din cele două contracte de sponsorizare, Agrocomplex Runca și... Și nu sunt prinse în bugetul de cheltuieli. Dar la buget venituri scrieți clar, bugetul scrie contracte de sponsorizare, 29.000, care sunt prinse și cele. Vreau să vă spun un lucru, menționat, cele două contracte de sponsorizare legate de organizarea gala sportului Pășcănean sunt făcute cu Clubul Sportiv Municipal și nu cu Municipiul Pașcău, Primăria Pășcănean. Deci cele două contracte chiar... Eu întreb încă o dată. Dacă s-au făcut două sponsorizări de câte, de câte 70 și de câte 7500, una pentru gala sportului și una pentru zilele orașului. Întreb, Agrocomplexul sau cine a mai făcut în partea cealaltă? Au dat 7500 pentru gala sportului și 7500 pentru zilele orașului? Pentru Clubul Sportiv. Domnul Nichi, vedeți că scrie clar aici, că e chiar un Clubul Sportiv Municipal Pașcăneaz. Aveți dreptate, nu sunt prinse la cheltuieli cele cei 150 de milioane de lei. Eronat, nici nu trebuiau prinși nici pe venituri, pentru că n-au constituit parte a veniturilor care, potențiale pe care trebuia să le încasăm pentru zilele orașului. A fost o activitate pe care am purtat-o din sponsorizări cu zilele orașului ca să nu mai amânăm pentru o altă dată. Deci, întreaga activitate de acolo a fost din sponsorizări. Dacă nu credeți, vă stăm la dispoziție cu documente. Nu-i vorba, nu-i vorba deci de prețul. Deci dacă au fost în afara zilei orașului, trebuia făcut un raport separat cu venituri și cheltuieli pentru acțiunea respectivă și separat pentru zilele orașului, așa cum a fost prins în hotărârea de funcție. Singura modificare care a apare, dați să vă intervin, este că în loc de 29.000, din 29.000 minus cei 15.000 și tot este local, că din coace scrie că aceste contracte pot fi încheiate cu Clubul Sportiv Municipal. Asta pe partea de venituri, da? De venituri, da. Și pe partea de cheltuieli ar trebui la suma respectivă, dacă le cuprindeți aici, să mai adăugați în 150.000. Și atunci hotărârea de Consiliu privind bugetarea nu mai e de 2.776.000, ar trebui 290.000. Da? Dar dacă nu mai prind pe cheltuieli, nu prind pe la venituri, domnule. Acum scoateți o zătoare de la port. Nu, nu la cheltuieli și la venituri. Dar nu, la pe cheltuieli nu sunt prinse. Nu-i prespui tocmai. Deci, nu-i prespui tocmai. Încă o întrebare. Dă-o jos și de la venituri. Dă-o jos la venituri. Sponsorizările efectiv pentru zilele orașului, au, dacă activitatea o considerăm în afara zilelor orașului, dă-o jos 15.000, dă jos 15.000 de lei și înseamnă că sponsorizările sunt de 140.000 de lei. Atât, 14.000 de lei.
Încă o întrebare. Văd aici la cheltuieli, cazare artiști 2993. În contractul cu firma care s-a ocupat nu presupune cazare în De obicei, cei care se ocupă cu organizarea, se ocupă de tot protocolul, inclusiv cazarea pentru artiști. Cazarea a rămas în contract să se ocupe organizatorii, pentru că nu erau condiții de cazare la Pașcan, pentru că acel hotel care îl avem nu a putut să oferi condiții de cazare. Știți că nu este renovat, nu este pus la punct și atunci o trebuie să umblăm să-i ducem pe la Drăgușeni, pe la Mosca, pe la... Asta era treaba firmei care s-a ocupat de echipă. Ați organizat cu 2009 și știți ce pretenții au artiștii și nu... Tocmai de asta. Le-am dus, le-am arătat, nu le-au plăcut. Întrebați-l pe domnul viceprimar, fost viceprimar. El e mai bine. A dus artiștii acasă, iau să-i cazeze. Nu le-au plăcut la hotel. Da, mai am o întrebare. În raportul clubului sportiv, revin la, dacă l-ați băgat aici, dacă nu-l băgați, nu făceam referire la el. Ia clubul sportiv, Clubul sportiv zice că au venit și ei cu niște cheltuieli pentru protocolul invitațiilor, din 2964 de lei, 2965. Din ce fonduri s-au făcut cheltuielile respective și cum sunt prinse în bugetul acțiunii? Numai afară de asta, deci până la asta n-am primit încă răspunsul, zice că la sfârșitul bugetul acțiunii pentru gala sportului pășcănean, în afară de cei 15.000 de lei care zice că atât a fost alocat pentru această acțiune și care au fost cheltuiți numai pe premii, zice că la sfârșitul festivității a avut loc un ghineu comun cu organizatori premiați oficialități. Nu se spune cât a costat acest ghineu. De unde au fost asigurate fondurile. Domnul... Tot ce înseamnă protocol s-a cheltuit din sponsorizări. Deci, 14.000 de lei. 14.000 de lei s-au achitat o factură pe apă, sucuri, cafea și mai știu ce. Tot ce a fost din eu, protocol aici, după de deschidere, nu s-a cheltuit, nu s-a achitat niciun leu. Nici nu este și cheltuială. Este în totalitate sponsorizare. Deci, e sponsorizare. Ce s-a făcut la clubul sportiv, la fel e sponsorizare. Nu scrie. Dacă scria, nu întreba. Păi nici nu scrie că e cheltuială. Dacă scria, nu întreba. Faptul că ați scris și nu s-au dat explicații de rigoare m-a determinat să pun aceste întrebări. Haideți să vă spun aici. A făcut exprimarea dreptul corect de bunat. Ce se întâmplă? Fiind organizarea de orașul, angajații de la clubul sportiv municipal au participat la această organizare, la disciplină, pază, pe zone, sectoare. Și el solicită aici niște bani pentru oameni respectivi ca să poți să-i plătească ca o stat din mers și până la acelui asta solicită el. Exprimarea, dacă îi dau citire. Deci, pe lângă faptul că s-au angajat cu personal în activități de pază, asta este și suplimentar cu suma de 2964 pentru cheltuieli de protocol și invitații. Jos, după sumă, scrie artiștul cât și persoanele care au asigurat bunul vieț acestei sărbători. Nu-i vina mea că s-au făcut exprimări de... A făcut. Da, sunt unele semne de întrebare la care nu s-au dat răspuns. Nu s-a dat răspuns. Semne de întrebare, aș avea o completare. Dacă v-ați fi întrebat, oare dacă bugetul ăsta a fost depășit și sponsorizat de anumite persoane, poate unor firme. Și spun că și eu am mai dat din buzunar destui bani în această perioadă. Oare n-ar trebui să fiți un pic mai atenți și să le și mulțumiți unora. Pentru că ce-am făcut noi acolo, nu am făcut pentru cei care s-au ocupat de organizare, ci pentru cetățenii municipiului Pașca. Iar noi nici n-am văzut, eu cel puțin, n-am văzut acel spectacol nici măcar odată un artist sau o jumătate de oră, o oră. Și printre toate mențiunile care se spune și la urmă, un mulțumesc.
că v-ați ocupat și ați organizat acel și cele trei zile v-ați străduit să iese ceva de acolo. Cred că ar merita și acest lucru din partea noastră. Nu numai să căutăm tot felul de fortuții. Vă mulțumesc cetățenii. Vă recomand. Să știți că mi-au mulțumit foarte mult și nu era necesar să o facă, dar simt eu că totuși m-am ocupat și a ieșit ceva de aceste zile. Nu să se organizeze. M-am ocupat, să zic așa, de două evenimente organizate eu, da. În condiții mult mai vitrege, condiții așa. Impuse de către chiar consiliere dumneavoastră. Domnul echipă, ați făcut vreodată buget de 700 milioane de orașului? Nu cred. Poftim? Cât ați cheltuit? La primul s-au încasat aproape 900 de milioane. Avem buget, nu cu cât s-au încasat, domnul echipă. Da. Cu ce buget ați făcut zile de orașul? Haideți numai... 500 de milioane, unul. Ăla real, domnul. Și celălalt spune domnul Ioniță. Nu, a fost mai mult la echipă asta. Da, am terminat. 1.200.000 buget și 800 am făcut. Am terminat. Domnul primar, care e domnul Haldar? Nu doream să intervin, ca să dau replică. Domnul Nichimpo, vă stăm la dispoziție orice document, doriți o zi, două, să stați în contabilitate, să verificați toate facturile, contractele și la leuță, la leu, pe ce s-au cheltuit banii, vă stăm la dispoziție. Lucrul acesta nu a existat în mandatul trecut. Doi. Dacă vi se pare mult și vi se pare mult, și mie poate, mi s-ar fi părut mult dacă nu ne ocupam strict de organizare. Dar când am făcut prognoza bugetului pentru această activitate, am ținut cont de câteva elemente, câțiva venit. Un buget local, și am zis că 700 de milioane, nu sunt suficient. 1.200.000.000.000 se vor încasa din venituri. Și m-am gândit, eu nu am fost, știu eu, la nivelul municipiului, la o sponsorizare rezonabilă. M-am gândit de 500 de milioane de lei. Deci, dacă faceți calculele, cam pe acolo ne cadram cu aceste venituri care acopereau cheltuielile. Ori raportul prezentat, ați văzut, veniturile din închirie sunt de 60 de mii de lei, de 600 de milioane de lei. Asta pe de o parte. Deci am sponsorizat câțiva cât am putut sponsoriza și încă mai avem datorii, pentru că din moment ce am angajat protocol, am angajat, eu cred că dacă o veni Filarmonica de la Bacău, cred că oamenii aveau dreptul și ei să fie servit cu un pahar de apă și cu un sandwich. Dar cunoașteți bine că ați organizat și nu ați prezentat un raport pe care l-am prezentat noi. Că dacă îl prezentați, fiți convins că primeați aprobarea Consiliului. Doi, al doilea aspect. Am plătit peste 10 miliarde de lei penalități și majorări de întârziere la contractele și la achizițiile angajate anterior. Și mai avem în continuare de achitat încă miliarde de lei care vin din urmă tot majorări și penalități. Deci, eu zic că am chipzuit cum trebuie bugetul, astfel încât să reușim să facem și lucrurile absolut necesare și urgente din municipiul nostru și, bineînțeles, să realizăm și acest eveniment al zilelor orașului. Sigur, cei care o să aprecieze sunt cetățenii și ei sunt cei care vor aprecia. Ba, eu am întâlnit cetățeni care au zis, domnule, poate mai inventați ceva, să mai faceți vreo zi, ziua recordei sau mai știu eu ce. Dar fără bani nu se poate face nimic. Deci, pare simt că cetățenii au fost mulțumiți. Că dumneavoastră puneți problema politică, e treaba dumneavoastră. Dar revin. Deci am organizat zilele orașului din acele economii de a nu plăti majorări și penalități la diverse instituții
în urma unor contracte care nu au fost adaptate la tine. Și avem și la sfârșitul anului o să vă dăm o situație și nu știu dacă în contul de execuții, că avem contul pe 6 luni, să vedeți că în continuare ne vin din urmă majorești penalități. Avem 3 miliarde și jumătate, deci organizam zilele orașului, majorești penalități la taxa ISC pentru autorizația de construcții de la programul ISPA. Deci programul ISPA a început din 2007, 2008 și nici în acest moment nu este plătit un leu la taxa ISC. 3 miliarde jumătate debitul de bază și 3 miliarde jumătate accesorii. Este un contract, nu știu cum o să scăpăm de el, cu site-ul primării. Deci un contract de 7.000 de lei pe toată perioada s-a ajuns la faimoasa sumă de 2 miliarde și jumătate de lei. Deci 60.000 de euro. Majorări la majorări, penalități la penalități, împărăți. Iar noi venim și ne cramponăm aici de 10.000 de lei. Deci vă stăm la dispoziție cu orice leuți. Deci am spus clar, protocolul s-a plătit și s-a achitat integral din sponsorizări. Restul banilor s-au cheltuit pe acele contracte care au fost încheiate într-un mod tardiv, pentru că dacă aveam hotărârea din Consiliu privind aprobarea bugetului din ianuarie-februarie, aveam oarecum o perioadă de timp mult mai mare, astfel încât să purtăm negocieri din februarie, martie, cel mai târziu în aprilie, cu aceste formații, cu acești artiști, și altfel era negocierea. Se putea reduce cu 10-20%, posibil, poate 30%, dar noi în luna mai nu aveam, încă nu știam dacă vom găsi și pe cine vom găsi să aducem la Paște. Da, fiindcă mi-ați făcut onoarea și v-ați adresat mie, eu sunt aproximativ jumătate de oră, dați-mi voie să dau și o replică. Faptul că nu am suspiciune asupra cheltuirii în mod nelegal a fondurilor respective. Eu am făcut niște observații pe baza documentelor prezentate de oamenii dumneavoastră. A zis că eu am făcut aici, am tratat problema politică. Nu, am tratat-o pe baza documentelor prezentate de către cei care s-au ocupat de acest eveniment. Și fiindcă tot v-ați adresat mie, n-am vrut să spun treaba asta, dar dacă se iau înregistrările din ședințele trecute, chiar dumneavoastră ați declarat că nu se va cheltui niciun leu de la bugetul local în afara sumei de 700.000, de 70.000 de lei. În general nu fac promisiuni. În general nu fac promisiuni. A fost o promisiune pripită, bazată pe faptul că se vor încasa cel puțin 1.200.000, 1.300.000 de lei din închiriere. Atât s-au încasat. Eu am sponsorizat campania. Și stau la dispoziție cu toate documentele și toate detaliile și la fel și din sponsorizare. Practic s-a sponsorizat cu 14.000 de lei. Domnul Adam, voi spune doar câteva cuvinte, de ce s-a dat la părinților și ce se dat la niciun și părinților. Dar cred ceea ce privește întocmirea raportului, pot să fie discuții. Dar cred ceea ce privește suma care se costurile vis-a-vis de acest eveniment pot să fie discuții. În ceea ce privește calitatea și reușita acestui eveniment, trebuie să recunoaștem că a fost unul de excepție. Acesta, cred că și datorită, sunt doi factori care au contribuit. În primul rând, cei care au participat activ la organizarea evenimentului și, în al doilea rând, presa, a făcut cunoscut în toată zona evenimentul, mai mult decât atât, s-au transmis aproape integral aspectul din aceste spectacole
fapt ce a făcut ca lumea să abunde spre pașcare în zilele respective. Fără bani. Să mulțumesc că ai făcut și sper să fie și de alt an spectacole de avecea și privește bătării, cred că merită și pentru ei o cerfială pentru că, până la urmă, ei sunt contribuabili la putere locală. Am mulțumesc așa. Ah, că se putea face mai ieri, domnul primar chiar a specificat că dacă se făcea din timp, dacă bugetul era aprobat din timp, dacă se contractau mai devreme, știu eu, agenții, ca artiștii respectivi, costurile erau ca la tot, mult mai ieftin, cum e bilet mai de rețet, costă la jumătate de rețet. Se poate face, poate și mai ieftin. Eu îi mulțumesc tuturor și și la organizator și la presă. Dar trebuie să mulțumim Comisiei de Organizare pentru modul în care și-a făcut treaba, pentru că cel mai sunem că chiar merită mulțumit, probabil și noi de nu am contestat modul de organizare și nu am spus asta. Chiar eu am participat în două ameze, cu puțin lucruri care l-am avut și mi-a plăcut. Dar, mă gândesc în viitor la organizarea acestor evenimente frumoase, trebuie să ținem cont și de situația economică a municipiului Pașcani. După cum vedem noi, în ultima perioadă șomajul a crescut foarte mult și crește, iar cheltuielile pentru asemenea evenimente trebuie să le gândim să fie, cum spunea și domnul primar, cu 20-30% mai mici, pentru așa știți cum, de exemplu, copilul ăla, dacă vrea o mașină, nu știu de care, de lux, e pus, asta este bugetul, asta este venitul care avem noi în familie și municipiul Pașcani este o familie și asta ne putem permite. Dar acum când vedem că Consiliul Local trebuie să ridice bugetul și să achite niște sume foarte mari, la diferență pentru că n-au putut veni anumite firme să închirieze spațiu sau desfășoare alte activități. Deci aici trebuie să ne gândim pentru că zic eu, nu știu situația de la, cum a spus domnul viceprimar, că au fost evenimente de genul acesta la Târgu Neamț, la Gura Bunului, dacă acolo bănuiesc că nu au depășit, nu s-au ajuns la aceste sume mari la Pașcani. Trebuie să gândim, să tolerăm și activitățile astea să implicăm mai mult serviciul de cultură, sport și casa de cultură, să fie în prim plan la aceste evenimente, că bănuiesc că pot găsi o firmă care să lucreze, să facă acest eveniment, să-l organizeze cu sume mai mici. Da. Trebuie să intervin. Acum două zile am văzut ședința pe televiziune, am văzut ședința Consiliului Local de la Târgu Frumos. Și acolo dezbăteau aceeași problemă raport. Dacă hotărăsc să organizeze zilele orașului sau nu. Din evaluările pe care le propuneți, se găsesc valoare la 220-230 de mii de lei. Deci 2 miliarde 200 Și urma, nu m-am mai uitat eu până la capăt, urmau să hotărască. Organizează zilele orașului sau nu organizează zilele orașului. Sigur, cu excepția faptului că am făcut acea promisiune, eu am făcut acea promisiune că vor fi suportate aceste cheltuieli din încasări, din încasări, din sponsorizări, în rest nu retractez cu nimic, pentru că eu am făcut precizarea aceasta în luna mai, când am stabilit comisia de organizare a zilei orașului și am consultat Consiliul, sunteți de acord să organizăm? Sau nu sunteți de acord să nu organizăm zilele orașului. Deci, pentru anul viitor, tot aici vom veni. Și nu în mai. Vom stabili la aprobarea bugetului. Dacă dumneavoastră hotărâți să nu le organizăm, nu prevedem bani. Dar ca să organizez un lucru la care se așteaptă cetățenii și, zic eu, nivelul municipiului nostru, fără 300 de mii de lei, nu se poate organiza. Deci fără 300 de mii de lei, nu se poate organiza.
Dar se poate, domnul primar, știu să vă. Deci, eu am făcut precizare. Deci, eu am făcut precizare. Eu sunt plătitor de taxe și impozite și sponsorizez cât pot, nu cât nu pot. Și ca mine mai sunt vreo doi pe aici, care la fel au contribuit și au sponsorizat. Dar noi plătim odată taxe și impozite. Deci se dorește organizarea zilelor orașului, prevedem bani în buget. Nu se dorește, nu prevedem bani în buget. Iar închirierile se vor face câte atâtea câte vor fi, se vor face venirea în bugetul local și nu cu destinații speciale pentru zilele orașului. Deci, ca să fie clar, pentru anul viitor, hotărâm la aprobarea bugetului dacă organizăm zilele orașului sau și prinde, bineînțeles, deci, și fondurile acestea. Poate face, dar cu bani mai puțin. Nu. Suntem noi în municipiul Pașcate, dăm, ieșim din niște standarde. Deci cât privește costurile, deci eu v-am spus, am, întâmplător am văzut la un post de televiziune, poate să fie vin, ședința Consiliului Local de la Târgu Frumos. Ei nu știu dacă organizează sau nu organizează, dar și-au făcut o evaluare. Și tot undeva în jurul 220.000, 220.000, pare că se... Au renunțat. De ce n-am spus să mai nu facem? Nu organizăm zilele orașului. Și nu le organizăm. Domnul Anu, de-adevăr, evenimentul a fost așteptat la Paștia. Dar eșecul ăsta financiar, noi considerăm că putea fi evitat dacă se aborda o altă strategie organizatorică. În ce sens? Timpul a fost scurt, într-adevăr, așa este, dar dacă se încheiau contractele cu agenții economici care doresc să desfășoare activitatea acolo, în prima parte și nu te închei contractele cu artiști și după aceea cu comercianții, se putea face un estimat mult mai real al veniturilor. Se putea face un estimat mult mai real și se puteau scade. Mă rog, cât se putea acolo? Nu, n-am înțeles întrebarea. Nu vreau să o lăsăm așa în schimba. Deci, dacă în prima fază, nu puneam mâna de telefon să închei contracte cu artiști. Dar cu cine trebuia chiar de la prima dată, cum? De unde scot banii? Deci, dacă nu cheia contract cu artiști, să prindă televiziune, și mulțumesc și eu televiziune, că am mediatizat mult muzică. Deci, dacă nu... Nu ați mai problemă. Eu mai erau bani. Cu ce-i plătesc? Și dacă încheiam contractele prima dată, nu făceam un estimat real la veniturile care încheiam, 70.000, cât îl casez? 60.000. Vă țineți cont că și la celelalte orașe se organiza. Mulți agenți economici au plecat pentru că ne-au lăsat pe ultima 100 de metri. Nu stă nimeni după noi să-i rugăm, hai, desfaceți bani. Dar nu știu la ce agenți economici... Contractele, să pui să intervin un pic să le apresc. Contractul cu agenții economici poți să-i faci decât în momentul în care el vine și depune cererea. Dacă el a venit și le-a pus cererea cu 2-3 zile înainte, cu 2-3 zile înainte, cum să încheie contract înainte? În momentul în care dumneavoastră a fost numit președinte de comisie, asta trebuia făcut primul lucru. Ce-am încheiat? Să promovați evenimentul. Dar ei vin și solicit eu. Promovați evenimentul ca oamenii să știe că... A fost promovat din momentul în care a fost votat, a fost dat pe site-ul primăriei. De ce ei să vină să închirieze? Deci așa i-au plecat. Ambele televiziuni, nu mai nevoie, ambele televiziuni au plecat. Ambele televiziuni spre viitor, este bine să abordăm o altă strategie de organizare. De ce eu nu mă refer la acțiuni să vorbim aici organizatorică? Ce este proiectul de PIR? Din desfășurarea evenimentului. Vreți să faceți parte din comisie pentru anul? Dumnezeu nu știu dacă o să mă rămească cineva, pentru că noi de la Partidul Poporului Dan Gheaconescu am fost dați deoparte totdeauna. Da, aici nu este vorba de dorit sau nu. Deci dacă eu sunt ales aici, deci doresc să mă implic. Când am spus această dorință mea, mi s-a spus, știi, noi suntem la putere. Dar nu v-aș face și părerea, deci asta a fost răspunsul. Ați venit vreo propunere și nu a fost luată în considerare? De ce? În discuții neoficiale.
Doriți să faceți parte din urmă. Deci eu am și spus asta în cadrul comisiei, mai bine când doresc pe acest lucru. Da? Am zis. Văd că sunt mai mulți detalii la ea care s-au implicat. Felicitat comisia, domnul președinte. Nu, dar n-am vorbit. Lăsați-mă să, că nu v-am întrebat și n-am spus niciun lucru. Cei care nu s-au implicat deloc, văd că nu se spune absolut nimic. O zi, și inclusiv membrii comisiilor care au fost plecați în concediu în perioada asta sau respectivă, și nici n-au fost. Dar, în schimb, întream pe ce s-a făcut aia, tot ce nu s-a făcut și cum ar trebui. Nu vă să mai spun că șefii și servicii au plecat în concedii, da? În săptămâna premergătoare zilelor orașului și n-aveai cu cine vorbi. Dacă ai forță la stadion sau oriunde în oraș, dacă poți să organizezi, absolut nimic. Au închis și telefoane, da? Găsești, nu știu cât știu, în ziua când s-a deschis zilele orașului, la ora 2, erau 20 de inși când li se strică carnea la stadion și găsește soluții. Puși după generatoare. Da, e parte organizatorică, corect. Și cine trebuia după consilierii locali și comisia? Și efectiv se vină din cadrul primării. Da, ei trebuia să vină. Ei să vină la... Da, deci, dar nu v-am întrebat, domnul, da. Și asta mai înainte a spus lui... Vă scuzați, nu v-am putut abține. Dar cum... Atunci ce au făcut? Puci, unul la firmă, domnul Pantajul generator, eu puci la Ritenia de un generator și așa mai departe. Unul de la DAC, unul la Mucheian de la Iași, fără să cerem niciun ban. Motorina, nu este prinsă, este dată în totalitate de domnul primar și de... Ăla l-am plătit eu de la Iași, domnul. Ăla l-am plătit, este o altă discuție, eu nu vorbesc la Iași, vorbesc de celălalt. Da? Așa e ușor să spui ce am făcut, dar fi trebuit făcut cu prețuri mai mici. Vă spun acum și cu prețuri mai mici, că găseam, cum a spus, muzicant. Nu s-o, de exemplu, grupul Jitaru, nu este aici nicio sumă plătit, cu toate costa pe scenă o oră jumătate. Deci l-a plătit lică lucru, nu știu cu cât, da? Talentele locale, știți că duminică toți au spus, nu e de la casa de cultură aici, chiar dacă... Cei care trebuiau să ocupe nici n-au venit să vadă ce se întâmplă. Au spus, doamne, vrem o oră pentru talentele locale. Știți că la 5 fără un sfert era gata programul talentele locale? Când a sunat un talent local, nu o să-i spun numele, da? I-am trecut ca oricare, cu 200 de ron, să-i dea pentru 15 minute de prestare, două melodii sau trei. Știți ce a spus? Nu mai vin. Dacă îmi dau 200 de euro, vin. Dar pentru 200 de ron, nu vin. Talent local. Deci trebuie spus absolut totul. Nu doar știți că bani mulți, că bani puțini. Până când nu te... De ce s-a făcut sau de ce s-a luat de la club 2964, 3000 de ron, da? S-a luat de la bibliotecă la fel banii, s-a luat de la Casa de Cultură la fel banii și urma pre-rectificare să-i dea bani înapoi. Că așa s-a înțeles în comisie. Așa s-a vorbit cu absolut toată lumea. Ce trebuia? Să vină artistul să nu fie o apă? Că nu era. Care era problema? Trebuia să vină cine? Vicele primar cu Traista, primarul nu știu cine, să spună noi, consilieri, am făcut zilele orașului. Domnul Preșcate, nu am început. Dar abia am început, așa e. Eu cred că pe viitor, cei care intră în acele comisii, să-și ia atribuțiile și să vină, nu spune, doamne, știți, pe mine nu m-a chemat. Dar ce trebuia să te chem? Zi de zi, dacă ai venit în comisie, vin acolo, în, mai ales în ultima săptămână. Nu m-a sunat, nu m-a chemat, nu m-a interesat. Cel mai ușor, referitor la ce au spus eu, uitați-vă aici, sunt trei persoane care au sponsorizat. Eu am sponsorizat de fiecare dată la zilele orașului, indiferent cine le-a organizat. Vechea conducere sau actuala conducere. Așa e ușor, știți că nu s-a adunat. Da, eu sunt dintre aia care am dat și pe vremea lui domnul Crăciunescu. Și nu am dat cu fost domnul Crăciunescu, ci am dat pentru zilele orașului. La sport, la fel,
Nu conta cine și ce coloratură politică avea. Că eu sunt de la ăla și mă dat de aparte. Eu vă spun cu domnul Crăciunescu că nu știa cum mă cheamă, cu toate că am stat pe scaunul aia 6 luni să facă din. Eu aș avea o gândire vis-a-vis acestei discuții. De un an de zile vorbeam cu domnul Vasile Preșca că mă simt inutilă în acest consiliu local și cred că am să mă gândesc la a proceda cum a procedat domnul director Tânzaru când a spus că nu își găsește locul aici. De un an de zile, în loc să discutăm ce este bine, ce este ce ar trebui să facem, discutăm ce am făcut eu și ce ați făcut voi. Cât m-a costat pe mine, ce artificii și parașute am dat eu, ce artificii și parașute ai dat tu. Deci nu este normal. Stimați colegi, suntem oameni, am mai spus o dată, este o oară cu creier. Mă gândesc. Așa e prin creier. Am venit și apar. Da, și eu mă gândesc că nu la momentul ăsta. Deci, nu mi se pare corect să pierdem timp inutil, spunând că el a dat 7.000 de lei și celălalt nu a dat. Da, el a dat 7.000 de lei pentru că a dat și anul trecut la de la sportului Pășcănean când a fost, că a dat și acum 2 ani, a dat cu 3 ani. Fiecare dă după. Venim și spun că nu a chemat nimeni. Cine sunt în chemul? Deci dacă vreau să fac ceva pentru acest consiliu local și pentru cetățenii orașului, vin și mă ofer serviciile. Vin și mă ofer servicii. Nu aștept să mă cheme. Cine să mă cheme? Domnul primar? Și după aia eu vin și spun aici, știți? Comisia de era. În orice firmă, în orice instituție, în orice, când se organizează un eveniment, există o comisie care întotdeauna este trasă la răspundere și nu felicitare. Întotdeauna. Pentru că zici comisie de era. Bărbărnacii îl ia comisia, așa mi-l aș formul eu, eu îl ia comisia de era. Dar să nu uităm că cei care suntem pe lângă comisie, trebuie să ajutăm comisia, dacă putem. Dacă nu stăm frumos, ne uităm, ne ducem prin stadion, ne-am uitat la artiști și nu ne-am gândit exact dacă au apă, dacă au mâncat sau dacă au venit cu ce-i plătit. Deci până nu ne-a interesat. Deci nu așa îți pune problema, din punctul meu de vedere. Deci, consider că ar trebui să ne retragem toate armele războiului, indiferent de marea politică, indiferent de cum ne cheamă, de ea, și nu cum am organizat eu, cel mult să luăm ce este bun din ce am organizat eu, și să aduc cu plusul meu de experiență, dacă am organizat înainte, pot să vin să dau un sfat celor care organizează prima dată. De ea. Pot să stau deoparte și să critic ulterior. Cu cheltuit 3.000 de lei în loc de 2.900. Deci nu mi se pare corect punctul ăsta de vedere. Deci, atunci când erau în organizare, am întrebat pe un dat. Eu, din păcate și din nefericire, jumătate din acest eveniment nu l-am putut participa la el. Deci, așa s-a întâmplat. Am fost seara sunt duminică. Deci, ceea ce am văzut, mie mi s-a părut foarte frumos. Foarte mulți au, televiziunile au promovat evenimentul. Au fost organizat de la... Nu ne-am întrebat niciodată, și când organizăm noi zilele școlii, nu întrebăm niciodată câte nopți nu dormim, câte zile plecăm ușurile sau ferestrele ca să fie frumos la zilele școlii, sau la zilele orașului. Nu ne-am întrebat niciodată dacă a dormit cel care a stat în comisia asta zilele alea, dacă a fost acasă sau n-a fost acasă și dacă o făcut acolo în ziua respectivă. Venim să spunem mai târziu 3.000 de lei în loc 2.900. Nu este corect punctul ăsta de vedere. S-a cheltuit foarte mult, este foarte adevărat, s-a cheltuit foarte mult. Poate făceam foarte alte lucruri cu acești bani de era. Sau poate nu făceam nimic cu acești bani. Sau poate nu făceam nimic de era. Nu, deci, nu cât, cât s-a cheltuit. Vreți documente, domnul primar a pus pe stăla dispoziție. Deci nu mai facem, deci nu, am rugăminte de era. Nu mai facem comparații cu epoca anterioară. Eu m-am săturat și de 20 de ani de când, după Ceaușescu, nu știu ce s-a întâmplat, acum, după mandatul Crăciunescu, l-am dat Dumnezeu și cum ai țin consilier local în două mandat, ca să fie după mandatul nu știu cui, a luat postul.
o să spun consilier care își fi pământ, după m-a dat raportul. Ce-o făcut ea sau cine-o făcut ea. Deci, ăsta e un lucru, să știți, deranjant. Atât pentru noi care suntem aici și care ne respectăm reciproc, cât și pentru cei din afară. Se bate cum că ea suntem și săgeată și-o mai primit. Adică eu mai spus ceva, nu eu mai spus ceva. Deci, chiar nu știu, mi se pare că suntem ca și copii în grădiniță. Au fost multe discuții dacă e bine să, să alegem locația respectivă sau nu. Eu consider că, cel puțin pentru momentul acesta și chiar în următorii ani, altă locație mai bună decât aia nu este. Va trebui să gândim și să promovăm proiecte de hotărâre, de o parte să stabilim locația, să fie acolo, că va trebui să intervenim cu bani în proiectul local, pentru că trebuie să asigurăm toată infrastructura de acolo. Sala de sport merge pe, funcționează cu energie electrică pe organizare de șantier. De asta au și căzut toate, toate rețelele electrice, pentru că nu este funcționare necesară pentru a asigura energie suficientă pentru organizarea asta de lucruri. Va trebui să gândim ce facem pentru lucruri sanitare, un platou de asfaltat în zona respectivă. Deci sunt lucruri, pe lângă cheltuielile de organizare, vor fi și va trebui să prindem în bugetul local și o serie de, de bani pentru a asigura infrastructura necesară acestui eveniment. Sigur, cu dublu scop, să-l folosească și clubul sportiv și să putem să organizăm și acest eveniment. Și noi și cine va fi de după noi. Deci, fără bani, aici am vrut să scot în evidență că fără bani nu putem face lucruri sănătoase și de ție. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de programelor de Aveți favorabil în comisie. Negativ. Aș dori să mulțumesc cetățenilor care au înțeles că au și obligații, nu numai drepturi, și au capitulat în poste și ce bani se mulțumesc la bugetul local. Acum, tot acești cetățeni au acordat votul și încrederea că noi să le cheltuim banii, să-i administrăm. Mă rog, la noi au avut încredere, mai puțin 10% au dat banii cu dumneavoastră, asta este, în 70 aveți dumneavoastră. Din ce văd aici, e, banii pentru zilele municipiului, eu consider că cetățenii și-au plătit consumația acolo, tot ce a fost, cum ai spus, mai putea spune o dată, nu mi se pare normal. După aceea, o să trec repede în... Cum doresc de asta? Reparații pentru vedetoare de dimineața 6. Sunt de acord cu asta, dar aici nu găsesc niciun deviz de lucrări la lucrare respectivă. Da. Da, dar este trecută. Care e bugetar? Da, factura este trecută. Da.
Deci e să face o suplimentare acolo. Deci pentru ce se face suplimentare? Cunoașteți credința, da? Da. Știți că plouă. Deci acolo ce de da? Un luminator. O căzut zăpadă, a fost făcut o lucrare de mântuială în deci trecut și acum trebuie reparat neapărat. S-au alocat anul trecut sau am ăsta 70.000 pentru lucrarea respectivă. Deci? Acum se vine cu o rectific, cu o suplimentare. Da. Dar nu se vine cu niciun de ce se suplimentează. Deci, inițial, a venit directorul la noi cu o adresă prin care ne-a solicitat să bugetăm șarpanta, deci acoperișul pentru două grădinițe. 70.000. 70.000. Am mers la Bordeaux, în fața lui. Și intrând în grădiniță, asta ați văzut că sunt niște plafoane. Erau luminatoare. Sunt niște plafoane, nu luminatoare. Este și un luminator care va trebui rezolvat și ăla, dar sunt niște plafoane, stau să cadă jos datorită infiltrațiilor. Datorită infiltrațiilor stau să cadă jos și alea pot cădea oricând. www.x-press.ro. Ia pulsul Moldovei.